Salutare, dragii mei! Eu sunt Mihaela și iarăși pe ecranele voastre. Abaclia pare la fel ca multe alte localități rurale din Republică și totuși se deosebește de satele vecine prin oamenii care locuiesc aici. Cum își văd aceștia satul natal și pentru ce merit el iubesc, aflăm imediat. Îmi place tot satul ăsta nostru, îmi place, dar este un parc acolo, un deal este acolo și e frumos și aici la club fac detschi plăciatchi de astea fac și îmi place. E frumos, e ghine, cel... numai că ea ca suntem numai babi, bătrâni, că tineretul nu-i deloc, se duc tot se duc. Ce locuri din Abaclia vă plac cel mai mult? Din Abaclia? Parcul. De la noi tot preferat. Până ieși de acasă, că tot ce le-ai lus. Centru aici. Place. În casa noastră, fiecare la cuibariul lui. Ana. Unde trăim? Da. Cum v-ar plăcea să o vedeți pe Abaclia peste 10 ani? Ei, în primul rând aș vrea canalizație și bă, numai altceva. Dar restul, casele cum stau așa stau, numai să-ți duc tineretul din sat. Curat, frumos. Dacă străi, mi-a zis de. Cu multe străzi bune, cu multe căți frumoase și cu natură. În acest sat frumos, elevii au posibilitatea de a-și petrece productiv și creativ timpul liber. În incinta Liceului Teoretic Constantin Stere, își desfășoară activitatea o filială a Școlii de Arte. Care sunt succesele elevilor? Hai să aflăm împreună! Copiii din Abaclia care sunt pasionați de pictură au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile în satul natal. Aici funcționează o filială a secției de arte plastice a Școlii Raionale de Arte din Basarabeasca. În acest an școlar în grupă învață 11 elevi de diferite vârste a liceului Constantin Stere. Am decis să vin în această școală de arte, deoarece am talentul de a desena și foarte mult mă pasionează acest hobby. Eu am ales în școala de arte pentru că îmi place acest stil de art. Pur și simplu am văzut că am talent și vreau să-l dezvolt mai departe. Pentru că întotdeauna am avut această pasiune și am dorit să iau această oportunitate. Eu am ales pentru că îmi pare foarte interesant și de mic copil știu că am foarte mare talent să desenez. Cu toate acestea, pentru a studia la școala de arte, talentul în sine nu este suficient. Pentru a veni la școala de arte trebuie să ai foarte multă răbdare,
trebuie să fii foarte, foarte muncitor, pentru că poți să ai talent, dar să nu muncești. Și cei care doresc să vină, ei trebuie să știe că aici e muncă. Nu vii numai să te distrezi. Mulți cred că la școala de arte se predă doar pictură, dar aici programul este mult mai variat. Conform programului, noi predăm desenul academic, pictura, compoziția, istoria artelor, sculptura, arta decorativă. Adică noi punem bazele academismului pentru că copilul care intră la colegiu, la universitate, să aibă cele mai elementare cunoștințe din domeniul artistic. Am acumulat destul de multe cunoștințe în domeniul acesta al culturii, artei și am căpătat experiență. Aici am învățat cum să mă folosesc ulei, cum să amestec culorile pe paletă. Am învățat despre diferiți pictori, despre diferite naturi statice, cum mai corect să desenezi. După cum au recunoscut tinerii pictori, fiecare dintre ei are stilurile și genurile preferate de pictură. Pietru Rusu, de exemplu, preferă să picteze naturi moarte. El lucrează la această pictură deja de a treia lună, punându-și sufletul în ea și aplicând o nouă tehnică de desen. Pe tablou este reprezentat natură statică cu ulcior și niște fructe și în ulcior sunt niște creienci cu flori care sunt foarte frumoase. Am decis să desenez acest tablou pentru că mi-a plăcut foarte tare și am vrut să încerc o tehnică nouă cu cuțit. Pietru spune că viitoarea lui profesie va fi legată de artele vizuale. Pe viitor vreau să plec ori designer, ori arhitector și să-mi prindă bine asta în viață. Ceilalți colegi al lui Pietru plănuiesc să devină pictori, designeri, arhitecți și potrivit Tatianei Căsâm, aceste visuri sunt realizabile. Cei care finisează școala de arte la secțiunea arte vizuale pot să intre la un colegiu de arte plastice, la universitate. Noi avem universități de arte, adică design vestimentar, design interior, pictură de șevalet, sculptură, artă decorativă, adică în dependență de ce domeniu își alege. La școala de arte Basarabeasca învață aproximativ 150 de elevi, dintre care peste 80 sunt la secția de arte plastice. Filialele acestei secții funcționează în satele Abaclie, Sădăclie și Carabetovka. Vorbind despre tineri productivi și ambițioși ce transformă plăcerile în hobby-uri, iar mai apoi și în surse de venit, soții Gribineț din satul Sădăclia au reușit să deschidă o grădină zoologică chiar în curtea casei lor, unde pot fi admirați în tihnă păuni, fazani, căprioare, maimuțe, dar și struți. Zooclubul Mira, care activează deja de 4 luni, a fost deschis de familia Gribineț din satul Sădăclia, chiar în curtea casei lor. Aici, pe o suprafață relativ mică, sunt adunate mai mult de 30 de specii de animale. Aceștia sunt fazanii cu urechi albe, li se mai spune fazanii zăpezii, sunt o specie deosebit de interesantă. Aceștia sunt păunii arlechini, o specie mai rară. Se deosebesc prin coloritul lor variat, adică conține foarte multe culori pe penajul lor. Sunt foarte delicați, sunt foarte grațioși. Aceștia abia au un anișor, adică sunt mici, urmează să le crească cozile mai mari. Aici locuiește prima noastră pereche de păuni cu umeri negri, pe care i-am și numit Filip și Otilia, fiind primii. În centrul grădinii zoologice există un padoc mare unde trăiesc struții și o pereche de ponei. Aceștia sunt mândria noastră, doi ponei pe nume Boris și Lady. Ea tot așteaptă deja un căluț să aducă pe lume, sunt foarte minunați. Plus că sunt și favoriții copiilor.
Valeria Gribineț spune că decizia de a deschide o grădină zoologică în satul natal nu a venit la ea și la familia ei din întâmplare. Am fost întotdeauna interesați de frumos. Frumosul pentru noi înseamnă tot ce e viu, păsări, animale și considerăm că contribuie mult la educarea copiilor acest domeniu și din motivul acesta am creat acasă acest locușor. Cele două fiice mici ale proprietarelor, Mira și Zara, își petrec cea mai mare parte a timpului în aer liber printre animale. Ele sunt foarte pozitive și sociabile. Pentru copii, asta este, în primul rând, o veselie și o bucurie. Fără inconștient, ei, crescând în ambianța asta, se educă, pentru că în ei se educă deja grija față de cei viu, responsabilitatea față de cei viu, ca să nu ofenseze, să nu dăuneze. Are un impact enorm. Desigur, îngrijirea animalelor și asigurarea tuturor condițiilor este o muncă dificilă, recunoaște Valeria, dar emoțiile pe care ea și membrii familiei ei le primesc de la comunicare cu păsările și animalele merită efortul depus. Este destul de dificil pentru că este un domeniu care necesită permanentă grijă și implicare și ține și de regim alimentar și de condițiile lor de trai, din căsuțele lor. Este dificil, dar dragostea care o avem față de ele ne stimulează și adică practic nu observăm greutățile acestea. Inițial, intrarea în Clubul Zoo a fost gratuită. Acum lucrează din donații. Toată lumea plătește vizita atât cât consideră de cuviință. Mulți aduc legume și altă mâncare pentru animale. Aici, temporar, păstrăm legumele cu care ne-au ajutat consătenii noștri și locuitori din alte sate pentru întreținerea animalelor. Vara, numărul de vizitatori la grădina zoologică a ajuns la 300 de persoane pe zi. Aici au venit oamenii din tot raionul Basarabeasca, precum și din alte orașe și sate din Moldova. Importanță majoră, un impact destul de mare și din punct de vedere al, să zic așa, al atracției turistice și pentru satul nostru și o dezvoltare economică, să zic așa, dar în primul rând, fiindcă am și eu copii, îmi dau seama că, adică, este ce să vizitezi, ai cu ce să-i bucuri. Da, ești și animal ți-a plăcut cel mai mult? Carul. De ce? Pentru că poți să mănânc să dai mâncare. Maimuța. Că e drăguță. Caprioara. Odată cu începerea sezonului rece, sunt mai puțini oameni dispuși să viziteze acest loc. Dar fondatorii Clubului Zoo sunt siguri că copiii oricum trebuie să comunice cu animalele, așa că vor avea întotdeauna vizitatori. Mai mult decât atât, că în zilele noastre copiii au diverse ocupații, că de genul internetului și lor ar trebui și ca ocupații de genul dat că se mai abată, să dezvolte și în alte direcții. Pe lângă animale, grădina zoologică are și un muzeu cu monede, bani sovietici, o colecție de mașini de jucărie și alte obiecte istorice. Clubul zoologic Mira a fost deschis în satul Sădaclie pe 15 iulie a acestui an. A devenit unul dintre puține obiecte turistice din raionul Basarabeasca. În ultimele două decenii, cultura coreană a cucerit în mod intensiv inimile a milioane de oameni din întreaga lume. Iar Republica Moldova nu a stat nici ea deoparte. De câțiva ani, elevii moldoveni urmăresc drame coreene și ascultă muzica coreană. Dar cultura pop nu se limitează doar la atât. Haideți să aflăm de ce sunt atât de întrebate elementele acestei culturi, ce anume apreciază tinerii din Liceul Teoretic Matei Basarab la ele și care este părerea experților în domeniu. Ce-i eu?
Interesul străinilor pentru Coreea de Sud a luat amplare în anii 2011-2012, după hitul mondial al trupei muzicale Psy, Gangnam Style. Opa, Gangnam Style! Din acel moment, K-pop, gen muzical originar din Coreea de Sud, a început să sune din ce în ce mai mult, urmat fiind de o creștere a interesului pentru cosmetică, modă, turism și limbă. Adolescenții moldoveni la fel țin să cunoască cultura și muzica coreană. Am o grupă preferată, BTS. Sunt acolo 7 membri. Am ascultat muzică coreană, știu grupele și îmi plac grupele cum ar fi Blackpink. Ele cânt foarte frumos, adică au piese foarte frumoase în engleză, spre exemplu. BTS și EXO. Foarte tare îmi place un idol, Park Seo Joon, din BTS, pentru că este frumos și drăguț. Știu cum muzica coreană este apreciată și capt noi valori de apreciere, însă nu este genul meu de muzică. Mai mult prefer rock-ul decât pop-ul. Safia Snow, cercetător în cultura pop și autoarea blogului Cățeatki Ruskii Bălnei, renumită printre fanii vorbitori de limba rusă, IK-pop, explică că pe lângă munca evidentă invizibilă, trupa BTS este o ofertă unică pe piața muzicală. La nivel local, grupul s-a remarcat încă de la debut prin versurile pieselor, spune expertul. O mare parte din versurile timpurii ale BTS au fost scrise din perspectiva adolescenților care se confruntă cu lumea adulților și cu toate nedreptățile pe care le conține. Vârsta, desprecierea, inegalitatea socială, conștientizarea că unii oameni au privilegii care îți sunt inaccesibile încă de la naștere. Desigur, K-pop atrage prin imaginea sa în ceea ce privește aspectul, stilul, machiajul, explică Taisia Zubareva, producător de muzică. Adolescenții sunt fascinați de filme coreene numite dorame. Am văzut câteva drame coreene, sunt interesante, însă depinde și de acțiune. Femeia puternică Do Bong-soon, pentru că este prima mea doramă și o țin minte foarte tare. Actorul meu preferat este Park Hyun-suk, pentru că tot a jucat rol în această prima mea doramă. Nu mă uit la drame coreene, dar în schimb mă uit la filmele despre aventură sau chiar fantasy, cum ar fi Cu zeii două luni, care este un film despre activitatea acolo unui om și este un film foarte interesant. Și în genere, coreenii fac filmele fantasy și cele despre aventură foarte interesante, captivante, le privești cu mare drag. Hotel de Luna îmi place pentru că tema doramei este, îmi place tare. Eu am început să vizionez filmele coreene pentru că am înțeles că aceasta este o tendință a tinerilor de astăzi. Am fost curioasă să văd prin de ce sunt apreciate aceste filme de tineri și am înțeles că, într-adevăr, cinematografia coreeană este una foarte avansată, sunt filme foarte interesante. Eu, spre exemplu, am început să mă îndrăgostesc de filmele lor istorice pentru că au un conținut foarte profund. Și foarte mult îmi place și arhitectura lor, care este autentică. Don Baker, profesor la Departamentul de Studii Asiatice de la Universitatea British Columbia din Canada, susține că succesul doramelor și filmelor coreene peste mări s-a datorat simplității, diversității și versalității temelor. Dorama este despre tot felul de lucruri. De exemplu, în ecranizarea Paraziți este reflectat decalajul dintre bogați și săraci. Acesta este ceva cu care oamenii și din afara Coreei se pot identifica. Potrivit experților, cultura coreană, spre deosebire de cea chineză, a reușit să se impună în Occident și pentru că nu este percepută ca o amenințare. Valul corean i-a determinat pe mulți să învețe această limbă neobișnuită, plasându-se pe locul 21 în ceea ce privește învățarea ei în lume. Literele sunt nu ca în alfabetul latin și este ceva neobișnuit pentru adolescenți și ei doresc să o învețe. Eu am început să învăț. Este o limbă superbă, părerea mea. Adolescenții de ziua de azi vreau să învețe limba coreană pentru că este o limbă foarte specifică, are aspectele ei
are și accent diferit, se diferă de limba chineză sau japoneză, care tot este pe topuri. Este o limbă într-un fel ușor de învățat. Nu e chiar așa de rău să alegi Coreea ca destinație, ori turistic, ori ceva mai mult pe o perioadă mai îndelungată de timp. Acum există un astfel de fenomen precum valul corean sau Hallyu. Termenul a fost inventat în China la mijlocul anilor 1990. A fost scrisă de jurnaliști uimiți de popularitatea în creștere rapidă a industriei de divertisment din Coreea de Sud, astfel aducând venituri uriașe bugetului. Hallyu continuă să-și consolideze poziția în Asia și cucerește Oceania, America de Nord și America Latină, Europa și Orientul Mijlociu. Organizată în premieră în 2017, uite că deja al cincilea an consecutiv, Republica Moldova găzduiește expoziția internațională World Press Photo, cea mai prestigioasă expoziție internațională de artă vizuală, care reunește cele mai bune fotografii realizate pe întreg parcursul anului de către fotografii din toată lumea. Așa că haideți să urmărim împreună cum a decurs acest eveniment important pentru țara noastră. Camera este esența, ci ceea ce e în spatele ei. Salut, eu sunt Daniela și astăzi ne aflăm în incinta Muzeului Național de Istorie, unde, pentru a cincea oară, se desfășoară anual expoziția 2021 World Press Photo. Deci să vedem și cu ce ne încântă anul acesta fotografiile din întreaga lume. Încă în 1955 de către un grup de fotojurnaliști olandezi, după care încet încet s-a dezvoltat și a cucerit întreaga lume și iată că astăzi este una dintre cele mai prestigioase competiții de fotografie jurnalistică la nivel mondial. So each year we have an independent international jury which goes through all of fiecare an noi avem un juriu independent care analizează fiecare fotografie în mod individual și selectează câștigătorii pentru fiecare categorie a concursului. În prezent, la Chișinău au fost aduse în jur de 140 de fotografii care fac parte dintr-o expoziție itinerantă, World Press Photo, care anual circulă în peste 100 de spații ale lumii. Această expoziție este extrem de importantă pentru țara noastră în sensul că ea ne conectează la problemele care au loc în întreaga lume. Sunt probleme care uneori nu ne afectează pe noi și nu ne vizează direct, dar vizitând această expoziție avem posibilitatea ca să cunoaștem istorii, să cunoaștem persoane, să cunoaștem oameni și istoriile din spatele lor care au o semnificație aparte atât pentru țara lor cât și dezvăluie probleme care ne-ar fi interesante și nouă. De la probleme de mediu până la probleme civilizaționale, conflicte, inclusiv tematica anului trecut este reflectată în cadrul acestei expoziții care vizează COVID-19 și toate efectele negative care au generat această pandemie. Deci eu urăsc fotografiile perfecte. Asta e perfectă fiind imperfectă. Este minunat. Ca să ajungi în așa punct, să faci așa imagine, trebuie să mergi foarte mult. Nimeni nu te așteaptă cu nimic. El a făcut mii de fotografii și a ales-o pe asta. Ea exprimă ceva. Atunci când într-un film artistic fotograful
Este jucat de un actor, cum s-a mai întâmplat, sunt cel puțin 10 sau 20 de filme, toate sunt false. Deci este bine ca noi fotografii, jurnaliștii, să păstrăm secrete aceste trăiri. Ele nu au nimic comun cu opera. Deci, în niciun fel, dacă cineva vă povestește, să nu credeți. În general, aici, la fiecare fotografie, vedem o istorie. Impresionat că ea este cum din mai multe țări, adică mai multe domenii este. Și mi se pare că aici poți găsești o fotografie potrivită aproape orice persoană. Adică. Nu pot să redau ce sentimente mi-a trezit aceste fotografii, deoarece este o explozie interioară. Deci m-a fascinat. Уже не первый год посещаю выставку. Каждый год удивляюсь лучшим фотоснимкам журналистов. И в этом году все то же самое. Боль и сострадание к бедным странам, к людям, которых застала война, голод и экологические катастрофы. В последнее время прибавилась еще новая тема, но это всегда одно и то же. Нам очень тяжело это переживать, и спасибо журналистам, что фиксируют это. Toți oamenii care au mințit cel puțin o dată în viață știu că atunci am devenit cel mai vulnerabil. Deci, jurnalistul care face o știre fake devine vulnerabil. E ca o ființă care a pierdut piele, care a pierdut protecția. Omul care nu a făcut fake intenționat, a făcut adevărul, este foarte puternic. Eu sper că așa este. Deși, în ultimul timp, ăștia câștigă. Mingea e pe terenul lor. Dar să vedeți, în câțiva ani se vor risipi. Expoziția va fi deschisă 3 săptămâni aici la muzeu și invităm pe toți să vină să o privească. Și tot vorbind despre arta vizuală, în ultimul timp a luat tot mai mult amploare cultura video. Una dintre platformele pe care creatorii de content se pot împărți absolut gratuit cu lucrările sale, asigurându-și totodată și un PR decent, este mult cunoscutul de către toată lumea TikTok. Platformă care, în ciuda stereotipurilor, e foarte informativă. Dacă știi să alegi corect contentul pe care îl privești. Vă propunem astfel încă un episod din rubrica Cum se creează media content. Atenție la ecran! TikTok-ul este în prezent rețeaua de socializare cu cea mai rapidă dezvoltare din lume. Este atractivă tuturor vârstelor pentru că permite să faci filmulețe video de 15 secunde cu o melodie ori un efect vizual pe fundal. Însă, pe lângă videourile distractive, oricum li se mai spun fără niciun sens, platforma pune la dispoziția utilizatorilor o mulțime de clipuri informative și educative. Dacă acestea nu vă apar în recomandări, înseamnă că TikTok-ul nu le-a setat printre preferințele și aprecierile tale. Știți probabil că rețelele de socializare oferă recomandări de conținut în funcție de ceea ce îți place să consumi. Totuși, dacă nu le vedeți sau nu vă apar pe feed, există câteva hashtag-uri care vă vor ușura căutarea și vă vor diversifica tipul de informație. De ce este important să diversifici informația? Închipă-ți că zi de zi mănânci doar mere. Cu siguranță că într-o zi vei ajunge să nu le mai suferi sau nu vei mai simți aromă.
aroma, gustul lor, vei dori să descoperi și alte fructe. Iar bananele, prunele, portocalele au cu totul alt gust. Vei prinde viață și putere. Așa e și cu diversitatea de informație. Deci, iată un hashtag util pe care îți propunem să-l cauți. Învață pe TikTok. Este unul dintre cele mai utilizate hashtag-uri pe TikTok-ul românesc. Accesându-l, poți beneficia de o mulțime de videouri cu content educativ. 5 dintre care noi dorim să ți le prezentăm chiar acum. Primul propus dezvoltă o temă foarte actuală a mindset-ului contemporan, educația financiară, adică cum să faci bani și să-i gestionezi eficient. Cum ai învățat să-ți gestionezi banii de la părinții tăi? 90% din cazuri preluăm integral modul în care ne gestionăm banii din familie. Deci dacă părinții tăi erau experți în finanțe personale, pornești de la o bază solidă. Dar dacă nu erau, trebuie să compensezi tu prin autoeducație. Un alt cont cu informații și lifehack-uri utile te poate ajuta să înveți limba engleză fără prea mult efort. Profesorii de limba engleză pot fi totuși destul de fani pe TikTok. I know, right? I love you. At the moment. On the way. Too much information. Dacă te gândești cum să dublezi viteza de lectură, nimic mai simplu dacă să ținem cont de sfaturile specialiștilor în domeniu care împărtășesc aceste sfaturi absolut gratuit și pe TikTok. 4 sfaturi prin care poți să citești mai repede. Primul este să urmărești cu un creion sau cu un deget fiecare propoziție. Dacă vei face asta, ochii tăi vor urma exact șirul care trebuie și nu-ți vei mai pierde privirea pe pagină. Cum ar fi să înveți din greșelile altora? Mai ales când aceste greșeli sunt făcute de oameni atât de celebri. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, priviți acest videoclip educativ și cu siguranță veți fi dornici să vedeți altele asemănătoare. Cea mai teribilă greșeală financiară făcută de Mike Tyson. De-a lungul întregii lui cariere a reușit să câștige peste 700 de milioane de dolari. Dar, în prezent, averea acestuia este de doar 3 milioane de dolari. Trebuie să înveți că nu contează câți bani faci, ci contează mult mai mult cum îi gestionezi. Pentru a nu ajunge ca Mike Tyson, îți recomand să urmărești regula 40-30-30, adică 40% din venitul tău merge pe nevoi, 30% din venitul tău merge pe dorințe, iar 30% din venitul tău merge pe investiții. Fiecare dintre noi și-a pus sau urmează să-și pună întrebarea după absolvirea liceului: ce voi face mai departe cu viața mea? Poate că cu acest videoclip de pe TikTok am putea să vă ajutăm să vă găsiți unele soluții. Am avut numai note de 9 și de 10 în școală, am fost șefă de promoție, am fost la o grămadă de concursuri, de olimpiade, am luat premii, am plinit vârsta de 18 ani, am terminat liceul și m-am întrebat: păi, eu ce naiba fac cu viața mea? 12 ani de zile m-am străduit din toate puterile să iau numai note mari, pentru că asta ți-ar garanta pe mai departe un succes anume în viață. Așa că am ajuns la maturitate și am început să mă lovesc de greu, am început să înțeleg că notele alea nu mi-au folosit la nimic. Școala construiește robot. Știați sau poate v-am convins noi astăzi că pe TikTok poți găsi foarte multe informații utile și calitativă dacă știi cum să o cauți. Deci, haideți împreună să contribuim la distrugerea stereotipului, precum că TikTok-ul ar fi despre nimic ori absolut inutil. Cine caută informație de calitate, găsește, iar cine deține informație diversă și care contribuie la dezvoltarea sa, acela este mai aproape de adevăr și succes. Dar voi, ce urmăriți interesant și util pe TikTok? Scrieți-ne în comentarii! Asta a fost totul pentru astăzi, dragilor. Nu uitați să sortați corect informația pe care o consumați și să țineți cont de educația mediatică. Ne revedem curând cu noi forțe și reportaje.